Cartierul Voroneț se află pe primele locuri în statistica turismului bucovinean, însă din spusele locuitorilor cât de curând cea mai mare parte din Voroneț va rămâne fără turiști. Motivul principal este calea de acces care este dezastruoasă, pod rupt, drumuri în lucru de mai bine de un an și mașini care circulă prin apă. Locuitorii din apropiere și proprietarii de pensiuni se plâng de faptul că nu sunt favorizați în niciun fel de primarul orașului Gura Humorului, dar în schimb plătesc taxe și impozite enorme. Un dezastru imens, total, nu se mai poate așa ceva. Deci, efectiv, suntem în jur de 40 de case, cartier Voroneț, taxe, impozite de oraș, condiții, cum se vede. Așa, curent electric nu a fost tras de primărie sau de, nu mai spun, de județ. Deci noi nu avem facilități din partea primăriei, cel puțin, că deci nu pot să mă leg de alții. Am avut un copil care l-am dus la școală, da? Deci de aici până în Voroneț, la mănăstire, nu există autobuz, doar până acolo. Deci copilașul trebuia dus și adus cu mașina. Răspunsul domnului primar a fost... Cine v-a pus să vă faceți cabane acolo? Poștașul nu ajunge până aici, deci absolut nimic. La noi ajung doar taxele și impozitele. Mai mult se reclamă faptul că au fost făcute investiții de zeci de mii de euro în pensiuni, iar turiștii refuză să mai vină în zonă, deoarece pot rămâne izolați la fiecare ploaie. Turismul este doar până unde vedeți asfalt. Deci dacă vin turiști în parcare, sunt oameni care spun nu mergeți în deal nu sunt cabane. Noi nu existăm. Suntem inexistenți. Deci acești oameni au făcut investiții, uitați, chiar doamna lipsește, împrumuturi din bancă care nu se pot acoperi. Fiecare se descurcă că avem servicii în altă parte, deci așa. Și majoritatea vin din Suceava, dar pensiunile sunt făcute aici pentru turism. Dar vin, așteaptă. Alți turiști vin până aici, văd podul, se întorc înapoi. Când crește acum pârâul ăsta, exact de miercuri s-a anunțat din nou ploi, deci noi nu mai avem nicio cale de acces. Ăsta la prima vâitură se duce cu totul, deci nici fiind apa mare, nici pe jos nu mai putem trece. Deci rămânem iarăși izolați. Am mai fost izolați. Nu interesează. La drum se lucrează de mai bine de un an de zile, iar unii locuitori din zonă se gândesc chiar să își vândă locuințele. Tot e o aiureală. Și cine vine până aici, jură, blestemă și după aia pleacă acasă. Iar cei care stau, du-te până la oraș, ia-ți cumpără ceva de mâncare, vină încoace. Autobuz, microbuzul merge numai în perioada școlilor până la mănăstire, după aceea nu mai. În restul anului, talpă sau ia mănene. Nu se poate. M-am gândit chiar să vând și să nu mai îmi bat capul, că de 14 ani vin aici și este aceeași și aceeași poveste. Deci... Să renunț la zonă, mă duc în altă parte unde este mai multă înțelegere pentru turismul local, pentru practicile astea. Deci eu nici măcar prieten, o să-mi vină niște prieteni și o să mă înjure când o să vadă chestia asta. Echipa Bucovina TV a încercat să vorbească și cu primarul Marius Ursaciuc, dar acesta se află în concediu în această perioadă.